Keita, bate pe jos, perfect. Portarul Pleșca a plecat în partea cealaltă. Greu să spui cu mâna pe inimă că merita neapărat acordat această lovitură de la 9 meciuri sau chiar la egalitate. Aici o minge în careu, Kindriș respinge. Continuă Ronaldo Deaconu. Simte că acolo este o zonă prea aglomerată. Scoate afară, lovitură de cap, este gol! 1-1! Un gol care vine, iată, în minut. Vine nemarcat, de undeva de la 13-14 metri. Un jucător cu eventuale prelungiri pentru a mai vedea gol sau goluri. Aici, acțiune rapidă și este 2-1 pentru FC Botoșani, după ce Almawas reușește să marcheze la doar câteva secunde de la reluarea jocului. Remarcabil! Reacția lui Crasezi, gol de 2-1. Roman dă o pasă excepțională din voleu, din prima.